Doamnelor și domnilor, bine ați venit și în această seară de sâmbătă în fața micilor ecrane pentru a urmări Casa Verde, o emisiune smart pentru telespectatorii esteți. Sunt Ilie Soia, realizatorul emisiunii, această coproducție a agenției Infogroup și a postului de televiziune Agro TV, înainte de a începe dialogul pe care îl vom avea cu invitatul serii. Bineînțeles, începem cu știrile Casa Verde. Dragi prieteni, doamnelor, domnilor, haideți să începem cu vești bune acest grupaj de știri din această frumoasă seară de sâmbătă. Prima știre ne spune că administrația Fondului de Mediu a demarat, după cum știți, în data de 9 mai, programul Casa Verde Fotovoltaice. În acest sens, această instituție a publicat pe site-ul său etapele acestui program, etapele după care el se va derula. Iată ce prevede acest program. Solicitanții se pot înscrie începând cu data de 19 mai 2023, ora 10, și până la data de 26 iunie 2023, ora 23:59, prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziție pe site-ul www.afm.ro. De asemenea, unitățile de cult se vor putea înscrie în program în perioada 27 iunie 2023 ora 10, 29 iunie 2023 ora 23:59. Documentele încărcate la momentul înscrierii în aplicație nu vor mai putea fi modificate sau reîncărcate ulterior. Finanțarea se acordă în cuantum de maximum 20.000 de lei sub condiția suportării unei contribuții proprii a beneficiarului de 2.000 de lei. Suma finanțată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferența până la valoarea totală a facturii se suportă de către beneficiar din surse financiare proprii. Etapele de înscriere pentru fiecare zonă geografică a României în parte le puteți afla accesând site-ul revistei noastre www.infocasaverde.ro. Tot autoritatea Fondului de Mediu a dat publicității ultimele liste cu dosare aprobate în cadrul programelor Rabla Classic, Rabla Plus și câteva contestații în cadrul programului Casa Verde Fotovoltaic. Iată amănuntele. Pentru programul Rabla Classic au fost aprobate 548 de dosare pentru 1027 autovehicule și 20 de motociclete. În cadrul programului Rabla Plus a fost publicată o nouă listă care conține 739 de dosare acceptate pentru 1390 ecotichete. De asemenea, AFM a publicat o nouă listă care conține 11 contestații aprobate în cadrul programului Casa Verde Fotovoltaice. Listele dosarelor acceptate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul www.afm.ro la secțiunile aferente programelor Rabla Classic, Rabla Plus și sisteme fotovoltaice. După cum informează Agenția Internațională de Energie, în acest an una din 5 mașini care vor fi vândute până la finalul anului vor fi mașini acționate cu motoare electrice. Asta da performanță. În 2023, vânzările autoturismelor electrice ar urma să crească cu 35%, ajungând la 14 milioane de unități. În cazul în care se va atinge nivelul indicat, vânzările vehiculelor electrice vor reprezenta 18% din piață. Raportul arată că dacă se va trece la motoarele electrice, cererea de petrol pe plan global va scădea cu cel puțin 5 milioane de barili pe zi. La nivel global, peste 50% din mașinile electrice de pe șosele sunt în China. Această țară domină producția de baterii și a fost responsabilă pentru 60% din vânzările autoturismelor electrice în 2022. În afara Chinei este nevoie de producători de echipamente pentru a oferi opțiuni de preț competitive accesibile pentru stimularea vânzărilor de mașini electrice. Ultima știre se referă tot la energie, o altfel de energie, probabil cea mai așteptată de către pământeni de când s-a descoperit această posibilitate, iar vestea ne spune că cercetătorii americani de la laboratoarele Lawrence au reportat un succes cât se poate de important pe drumul pe care se speră să se ajungă finalmente să se obțină energie electrică dintr-o sursă aproape fără final, adică din fuziunea nucleară. Iată despre ce e vorba.
În fuziunea nucleară, elementele ușoare, cum ar fi hidrogenul, sunt topite pentru a produce elemente mai grele, rezultând o eliberare masivă de energie. După mai bine de 60 de ani de cercetare, dezvoltare, producție și experimentare la nivel mondial, un experiment de fuziune efectuat în laboratoarele Lawrence Livermore a ajuns la aprindere. Atingerea aprinderii înseamnă că experimentul de fuziune a generat mai multă energie din fuziune decât energia laserului utilizată pentru a alimenta reacția. Acest succes are implicații enorme pentru energia regenerabilă, fiind primii pași către o sursă de energie regenerabilă și foarte ieftină, care ar putea alimenta tot globul. Acestea au fost știrile acestei ediții a emisiunii Casa Verde, dragi prieteni, în secundele în care va fi transmis genericul știrilor. Eu voi da fuga repede în platoul mare al emisiunii pentru a începe dialogul cu invitatul nostru special din această seară. Iată, m-a ajuns și în platoul mare al emisiunii Casa Verde. Vă reamintesc că în fiecare dimineață, dacă veți intra pe site-ul infocasaverde.ro, veți avea marele beneficiu de a afla ultimele vești din acest uriaș și foarte interesant domeniu, care ține de numele generic Casa Verde. V-ați învățat de atâtea ediții ale emisiunii că noi vorbim despre tot ce înseamnă nou în materie de tehnologii versus sustenabile, ecologice și tot așa. Am mare plăcere acum ca să-l invit în fața dumneavoastră pentru a începe dialogul din această seară pe domnul Mihail Ștefan, director executiv al Asociației Romeps. Vă invit, domnule Ștefan, bine ați sosit în emisiunea noastră, fiind director executiv al uneia dintre cele mai importante asociații profesionale din domeniul construcțiilor și mai ales ale eficientizării clădirilor. În măsura în care vorbim de subiectul eficienței energetice, da, am putea spune că suntem o asociație perfect, importantă. Perfect, înseamnă că n-am greșit prea mult. Vă invit să luați loc. Vă mulțumesc. Domnule Ștefan, îmi pare foarte bine că ați acceptat invitația noastră. De curând am fost la o acțiune pe care dumneavoastră ați organizat-o, un simpozion pe teme de eficiență energetică a clădirilor și, bineînțeles, de promovare exactă a tehnologiilor acestora care conduc la reabilitarea energetică a clădirilor, la creșterea eficienței. Însă, așa cum spuneam în introducere, în prezentarea dumneavoastră, Romepsul înseamnă o forță pe această piață a izolațiilor termice a clădirilor. Aș vrea pentru început, pentru că sunteți în premieră în emisiunea noastră, să prezentați activitatea asociației și să faceți referire la ultimele acțiuni ale asociației. Ok. Asociația Producătorilor de Părăsine Expandat din România, cum e cunoscută ea astăzi, Romeps, este înființată de aproape 20 de ani. Și de 20 de ani ne-am făcut o misiune să fim aproape de clientul final din piață, clientul de produse pe bază de EPS. Cumva mandatul nostru în asociație este standardul de calitate a produsului și nu numai, ci respectarea reglementărilor tehnice în vigoare. În momentul de față, asociația are 6 membri, dintre care 5 sunt producători consacrați de polistiren expandat în România. Ca activități, încercăm să avem o activitate cât mai diversă în măsura în care ne permit resursele. Cum ați spus și dumneavoastră, am avut un eveniment, o conferință care a avut subiectul eficiența energetică a României, eficientizarea energetică a României. Am avut invitați de specialitate, dar asta nu înseamnă neapărat că ne focalizăm pe un public foarte specializat. Nu, noi vrem să fim aproape de oameni și vrem să le transmitem oamenilor informații corecte și actuale, pentru că
nu sunt prea multe surse sau sunt surse unde informația trebuie cernută, trebuie trecută prin propriul filtru. Și sau cumva, surse care distorsionează informația. Surse care distorsionează, dar și cumva încercăm să venim în ajutorul consumatorului. Am băgat de seama atunci la acea conferință faptul că în sală, și mi-a plăcut lucrul ăsta, au fost și președinți de asociații care reprezentau locatarii, care reprezentau proprietarii de locuințe, deci o dată în plus, un argument în plus a ceea ce spuneți dumneavoastră. Da, pentru noi asociațiile de proprietari și proprietarii în general sunt un actor important, un factor important în tot procesul de eficientizare energetică, pentru că dacă nu există o dorință în spatele proprietarului de a renova, de a reabilita energetic sub o formă sau alta, nu ne vom atinge țintele impuse în 2030 sau mai departe în 2050. Pe de o parte, pe de altă parte și afacerile companiilor ar întâmpina o oarecare greutate, pentru că să recunoaștem aceste programe, cum ar fi cele de reabilitare termică a blocurilor sau mai nou valul renovării. Înseamnă o șansă de creștere a cifrei de afaceri a companiilor membre ale asociației. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, doar că anii prin care am trecut, 2021-2022, sunt atipici și sunt atipici pentru întreaga piață de construcții. Nu știu neapărat dacă trendul va rămâne același sau la un moment dat piața se va stabiliza. Cu siguranță atât fondurile europene cât și programele operaționale naționale reprezintă o oportunitate. Reprezintă o oportunitate atât pentru producătorii noștri autohtoni, pentru forța noastră de muncă din țară, cât și pentru consumatori. Ministerul Dezvoltării se laudă că intensifică avizarea de proiecte, mai ales pe valul renovării. Cam în fiecare săptămână primim la redacție informări de acolo care vorbesc despre aprobarea de noi și noi plăți pentru acest program. Am înțeles asta, doar că cumva din presă se dau respectivele cifre pe imobile renovate sau care urmează a fi renovate, doar că trebuie făcut o distinție foarte clară. În tot Planul Național de Reabilitare sunt două axe. Este axa care sunt mai multe componente, componenta C5, valul renovări la care ați făcut dumneavoastră referire, și în această componentă sunt două axe. Este axa dedicată clădirilor multifamiliale, colective, blocurile de apartamente, și axa dedicată clădirilor publice. Bun. Ce trebuie știut este că pe partea de locuințe colective, sumele sunt mai mici decât sunt pentru clădirile statului. Și cumva explicabil în acest sens, pentru că statul întotdeauna va avea nevoie de mai multe școli, grădinițe, spitale. Sigur că da. Dar totuși, din estimările inițiale, cifra care a fost dată a fost undeva la 4.000 de imobile care vor fi renovate. Dar fondul din România este cumplit de Energofag odată. A doua oară, dintr-o statistică, până în 2050, 50% din tot fondul construit european încă va fi folosit. În sensul că noi nu știm ce clădiri vor rămâne în folosință până în respectiva perioadă când se termină strategia națională de dezvoltare pe termen lung. Însă trebuie să avem grijă de toate. Și în acest sens numărul lor este foarte mare. Da, este foarte am corect. Citit la 80.000 de imobile care sunt într-o situație în care... Cum estimați că s-a derulat până acum acel program de reabilitare termică a blocurilor? 2021 a fost cel mai bun an al respectivului program de reabilitare termică. Înainte de PNRR au fost reabilitate
25.000 de apartamente. Și o curiozitate ar fi faptul că în 10 ani anteriori lui 2021 nu au fost reabilitat un număr atât de mare cumulat. Între 2011 și 2021. Exact. Adică, exact. Nu au fost reabilitate atât de multe cât au fost reabilitate într-un singur an. Ce a însemnat criza sanitară pentru sectorul dumneavoastră de activitate? Criza sanitară pentru sectorul nostru a însemnat congestionări logistice, adică nu ajungea materia primă, chiar și atunci când materia primă era disponibilă, era o problemă cu transportatorii. Logistică. Au existat fluctuații foarte mari pe piață în costuri de producție a materialului. Fluctuații care cumva nu au putut fi asimilate de către producători și au trebuit să fie asimilate de către piață. Din acest punct de vedere al costurilor, în ultima perioadă s-a scumpit și costul de producție al polistirenului expandat? Absolut. Cu cât? Nu am un număr exact, dar ce pot să vă spun este că gazul metan s-a scumpit în perioada pandemiei cu 123% și din februarie al anului trecut s-a scumpit cu încă 163%. Statistica este dată de la Eurostat pentru consumatorii casnici, dar variația, chiar și prin facilitățile fiscale pe care le oferă statul român pentru producători, nu este o diferență atât de mare între prețuri. Deci clar au crescut și prețurile de producție. Care ar fi principalele probleme ale producătorilor de polistiren expandat din România? Probleme. Probleme ar fi... Tehnologice nu, cred. Tehnologice nu, pentru că în mod ironic membrii asociației au încredere foarte mare în piața românească și investesc an de an și se retehnologizează. Da, dar din câte știu și dispun în fiecare unitate de producție a lor de tehnologii, de cele mai avansate tehnologii. Exact. Da, problemele sunt strict de dezinformare și pe alocuri de o lipsă de încredere? Nu aș spune neapărat o lipsă de încredere, mai degrabă de percepție. De percepție, pentru că de cele mai multe ori românul este sceptic când primește un produs bun la un preț competitiv. Domnule Ștefan, acum mi-a venit în minte amintirea faptului că blocul în care stătea mama mea, care era în militari, a fost reabilitat tehnic cu polisiren expandat încă din anul 1987. Într-adevăr, de atunci și până acum, totul s-a uzat, iar cei de acolo știu că au depus dosarul, trebuie să intre în reabilitare. Așadar, această soluție tehnologică e destul de veche. 87, asta ar însemna 36 de ani. Da. Cel mai probabil polistirenul ăla încă este viabil. Păi da, pe latura pe care a fost reabilitat, de fapt, blocul ăla nu pe toate suprafețele, ci la îmbinările dintre plăci, pe lateralele mari și pe capete, de sus până jos. Și într-adevăr, nu a căzut stratul acela depus. Cel mai probabil el a devenit insuficient raportat la cerințele de transfer termic de astăzi, actuale. Dar, de altfel, materialul în sine, în masă, cred că încă este în stare. Aș ruga regia ca să dea, să proiecteze pe wall filmulețul pe care dumneavoastră l-ați transmis, pentru a ne referi puțin la procesul de producție al polisirenului expandat. Sigur. Regia, filmulețul, vă rog. Așa. Și vom detalia în partea a doua a emisiunii despre tehnologie și despre calitățile acestui material, care, din câte știu și știu de ani de zile, este blamat de foarte multe ori pe nedrept. De cele mai multe ori, da, când este corect pus în operă.
Care este calitatea principală a acestui material? E greu de spus, are mai multe. Aș putea spune că EPS-ul este un material organic. Multă lume crede că este sintetic. Nu, el se găsește în natură. Îl avem de la căpșuni până în vin. Mai departe că nu este reciclabil, că e plastic. Nu, este printre puținele materiale termoizolante care este reciclabil. Aș vrea cumva să ajungă mesajul și la privitorii acestei emisiuni că a fost primul material care a fost reciclabil, termoizolant, în acest sens, un material eficient. Cu siguranță putem face referiri și la materiale alternative care sunt reciclabile, dar când vorbim de o economie de scară și de nevoi care se ridică undeva la milioane de metri cubi, opțiunile sunt relativ restrânse. Bun. După reciclabilitate am văzut că se mai transmite mesajul că ar fi nociv pentru sănătatea umană. Nimic mai departe de adevăr, în măsura în care cutiile, dacă știți, cutiile de transport organe, da, sunt făcute din polistiren. Și nu știu dacă sunteți familiar cu albinele. Știți că albinele sunt niște ființe foarte sensibile. Sensibile la orice, la încărcătură electrică, la degajare de elemente chimici. Și sunt foarte pretențioase mediul unde locuiesc. Există stupi făcuți din EPS în care coloniile de albine trăiesc și produc. Din câte știu, se căptușesc stupii pe dinăuntru. Iarna, ca da, să nu înghețe. Da. Da, da, da. Acum se și fac stupi întregi din EPS. Ca să nu mai vorbim despre alimentele care se ambalează în polistiren, da, de o anumită formă. Da, cumva problema, tot discursul cu polistirenul este interzis, de acolo a plecat, pentru că respectivul polistiren este single-use plastic, însemnând că este folosit o singură dată, doar pentru pur și simplu fapt că după ce se pune mâncare în el, este contaminat. Eu mă gândeam la fructe. Și până și fructele pot contamina cu coloranți, cu acizi, cu grăsimi, că au în ele. Și atunci este, îl face mai greu de reciclat. Dar polistirenul nostru din construcții... Eu mă refeream la lipsa de nocivitate a materialului față de alimente. Că de asta, cu siguranță. Nu-și transferă nicio proprietate. Este inert chimic. De asta ne și împachetăm electrocasnicele în el. Da, foarte corect. Că nu se poate scurt-circuita procesorul oricărui electrocasnic. Care este ponderea în piață, pe piața izolației, a utilizării polistirenului expandat? La nivel european, în jur de 80%. Și la nivel național? Și la nivel național, tot 80%. Poate puțin peste. Celelalte alternative care ar fi? Vata minerală, care ar fi chiar o alternativă. Am văzut că cei din industrie încearcă să dezvolte acest segment de piață. Restul, vata de sticlă, celuloză, lână de oaie, cânepă. Nu știu neapărat dacă am transmis mesajul ăsta și de la MLDPA, la Ministerul Dezvoltării. Nevoia noastră este una pregnantă pentru reabilitare și trebuie să mărim pasul, să accelerăm. Nu știu dacă ceilalți din segmentul termoizolaților pot produce într-un ritm în care să acopere nevoia de materiale termoizolante din piață. Cumva, cu atât mai mult, producătorii de polistiren expandat din România au o capacitate de producție anuală undeva la între 6 și 6,5 milioane de metri cubi. România global consumă 5 și nu sunt suficienți. Deci avem capacitate de export? Nu avem capacitate de export. Nu avem capacitate de export din alte rațiuni, pentru că în toate țările există unități, linii de producție de materiale termoizolante, dar
noi, în principiu, ar trebui să consumăm ceea ce producem. Sigur că da, sigur că da. Și noi, în momentul de față, putem produce, dar nu consumăm. Pentru că ați ajuns aminte de vata de sticlă, îmi aduc aminte că vata de sticlă e într-adevăr indicată la cuptoarele industriale. Da. Acolo unde e cu totul și cu totul altă poveste, altă inginerie, ca să spunem așa. Bun, vă propun să rămânem cu discuția noastră la această idee. N-am ce face, trebuie să dau legătura pentru publicitate. Sigur. Colegii în regie, vă rog să difuzați publicitatea. Dragi telespectatori, rămâneți în fața micilor ecrane pentru a urmări și partea a doua a dialogului pe care îl avem cu invitatul nostru din această seară, domnul Mihail Ștefan, director executiv al Asociației ROMEPS, Asociația Producătorilor de Polistiren Expandat din România.